Bună seara tuturor! Cum vă spuneam, așteptam pe Angela, deja a intrat în Zoom, trebuie să o caut, că suntem multe. Am decis să facem un Zoom, văzând că noi luni intrăm deja în România, am pregătit câteva întrebări pentru ea. E o țară nouă, suntem foarte interesați, eram chiar și suntem chiar curioși, dar o să ne spună ea mai multe prin răspunsurile care noi, la întrebările care noi le-am adresat. Am pornit deja înregistrarea. Vă rog pe voi să fiți un pic atente la faptul dacă vi se deschide microfonul, pentru că altfel o să fie interferență. Am să fiu și eu atentă să fie închis la toată lumea, inclusiv mie. O caut pe Angela să-i deschid microfonul. Angela, dacă te găsești, dacă nu încearcă să-i dai să deschizi tu. Am văzut-o. Bună seara, Angela! Tuturor! Îmi pare bine că ești alături de noi și că ai acceptat invitația noastră să ne răspunzi la câteva întrebări. Suntem curioși. Abia așteptăm intrarea în România. Te ascultăm? Așa direct. Mulțumesc și eu sunt încântată. Am crezut că mai aveți ceva înainte să povesti, dar cred că ăsta e subiectul și tema lunii, nu doar a săptămânii și a zilei, sau a anului chiar. Anului, mai degrabă, exact. Am înțeles, ok. Păi, uite, eu am încercat să centralizez un pic întrebările pe care le-am primit de la tine și la toată lumea, probabil, ca să avem așa un flow. Că unele cumva sunt legate între ele sau sunt similare, dar altfel puse. Iar ce vreau să vă zic, nu o să vă dau 100% toate informațiile pe care le-ați solicitat, pentru că suntem încă, chiar dacă e pe ultima 100 de metri și știu că, în mod normal, porcul în ajun de Crăciun nu se îngrașă, cum spuneam noi, cel puțin prin părțile Moldovei. Încă mai sunt lucruri în proces, discuții și luni, cel târziu, marți, o să avem răspunsuri și o să împărtășesc cu toată lumea. Între timp, în mare parte, pot să vă dau detalii cu privire la lucrurile despre care sunteți foarte, foarte curioși. Și haideți să începem cu data de 24, ce ziceți, da? Pentru că am tot promovat că anume pe 24 vom începe activitatea Just Plus în România. Nu știu cum voi, dar eu sunt super fericită și încântată și abia aștept, pentru că m-am săturat să fac muncă de asta din spate, doar cu multe verificări de traduceri care și ori de câte ori deja citesc, am impresia că mai găsesc ceva, așa că din start vă solicit suport și sprijin dacă o să mai identificați anumite lucruri, sesizați și spuneți că o să le îmbunătățim pe proces. Pentru că suntem câțiva români implicați, dar fiind și foarte, foarte multe lucruri, deja citind de în ori, nu știu, 10 ori, 20, 30, deja nu mai vezi. Și atunci orice feedback, știți cum e, suntem deschiși, da? Așa cum spun și pot spune și una dintre acele valori pe care le avem în companie. Dar 24, eu o să am un live pe Facebook imediat ce vom fi operaționali și vor funcționa site-urile. În start, țin să menționez că, dat fiind faptul că suntem o echipă multinațională în care ne ocupăm de deschiderea României, eu din România, echipă din Milan, echipă din Londra, echipă din Elveția, echipă din Statele Unite, am decis că cea mai bună modalitate de a ne asigura că totuși fiind lansarea trebuie să fim toți prezenți, da? Să fie ora României, ora 5 seara, 17, pentru că e ora 9 la Memphis, în SUA, când încep și colegii noștri de acolo.
astfel încât aceasta a fost unica oră în care să fim toți. Și în cazul în care, Doamne ferește, da, na, nu știi, ceva nu funcționează, nu merge sau trebuie să mai ajustăm pe acolo, pe dincolo, deci ne asigurăm că toată lumea implicată e la muncă și poate să facă ceva și să funcționeze. Da, de asta a fost selectată, nu că ne-am dorit noi să vă ținem în suspans atâta și op, la ora 12, 23 spre 24 februarie, toată lumea este pe site-uri, nu se va întâmpla pentru că e și weekend și, așa cum am spus, trebuie să fim toți la muncă, disponibili să ne implicăm. Sper că nu este o problemă, dacă tot am așteptat atâta timp, măcar să facem să meargă lucrurile, da? Ce ziceți? Exact! Bine. O oră în plus, o oră în minus nu mai contează. Important e că se intră. Ok. Atunci, în acest context, imediat ce ne asigurăm, noi zicem că asta e ora, imediat ce ne asigurăm că funcționează, vom face tot posibilul să, iarăși, să fim acolo prezenți, așa cum am spus atât Fabio cât și eu, vom avea live-uri pe Facebook ca să anunțăm că da, suntem, iar în rest, vorba aia, dacă e să nu dormim o noapte, nu dormim, o să fim disponibili să sesizați orice situație, dacă o să întâmpinați anumite dificultăți, astfel încât să putem rezolva. A doua zi, așa cum ați văzut, deja am anunțat un nou Zoom deschis pentru absolut toată lumea, în mod special vorbim aici de potențialii noștri clienți și parteneri. De ce? Pentru că, evident, pentru noi, acum este important să promovăm produsele companiei și afacerea Just Plus. Știu că deja ați început acest lucru de câteva luni și avem persoane nerăbdătoare. Am avut și acel Zoom de luna decembrie. Toată lumea chiar așteaptă cu nerăbdare să afle detalii. De asta o să încerc să... O să reiau, dacă ați participat atunci și ați văzut, o să reiau o parte din acele slide-uri, că e important să prezentăm cine suntem, de istoria noastră, valorile noastre, dar o să prezentăm deja produsele, o să ne prezentăm cu cum poți să devii partener și care sunt beneficiile, o să prezentăm cum poți să intri pe site și cum poți să comanzi produse sau dacă vrei să soliciți să fii partener și normal că o să promovăm să fie în contact cu persoana, cu partenerul Just Plus care l-a invitat pentru a-i oferi mai multe detalii, așa că să fiți și voi pe fază. Eu o să încerc să dau cât mai multe detalii, dar evident că nu o să pot acoperi, că știți cum durează 30-40 de minute Zoom-urile, nu poți să ții oamenii mai mult și nici ei nu sunt disponibili, unii se și plictisesc. Iar pe de altă parte, avem suficient timp de acum încolo să o luăm ușor, ușor și să dezvoltăm afacerea. Revenind la 24 februarie, când vor începe să funcționeze site-urile. Practic vom avea aceleași platforme cu care sunteți obișnuiți să lucrați, indiferent din ce țară, că Italia, că Anglia, că Germania, că probabil suntem aici în diverse țări, nu e așa, Alina? Din câte înțeleg echipa ta, știu că e multinațională, români de pretutindeni. Exact, suntem Germania, Franța, Italia, okay. Practic, da. O să avem exact aceleași site-uri care sunt peste tot pe Just Plus, e același Just Plus. Evident că există anumite diferențe, mai ales vorbind de regiune aici. Noi suntem în România, facem parte din regiunea Europei de Sud, adică Italia, Spania, România și Portugalia când se va deschide anul acesta. Respectiv, există anumite lucruri care ne diferențiază în anumite abordări față de alte regiuni. De asta cei din regiunile din nord sau centru, cumva, dacă o să avem anumite diferențe în abordare, să știți de ce. Pentru că noi cumva ne aliniem, da, hai să zicem 95% oricum suntem toți aliniați, dar 100%, 99% de fapt, la 100% suntem aliniați cu Europa de Sud, acele țări și de ce mai e acel 1%? Că există totuși un anumit specific pentru România și atunci trebuie să fim, să corespundem cu cerințele legale din România.
Iar, practic, de ce am făcut această introducere e ca să înțelegeți că, da, vom putea plasa comenzi, vom putea înregistra clienți, în primul rând, da, apoi vom putea plasa comenzi și ei vor putea singuri plasa dacă știu și dacă sunt antrenați de voi să o facă. Vom putea înregistra parteneri. Toată înregistrarea se face online. Acolo, iarăși, cei care sigur sunt parteneri înregistrați în Italia știu că totul e online, pentru că în unele țări am înțeles, nu știu dacă s-a schimbat peste tot sau nu, că nici n-am avut timp să intru în detalii, dar am primit întrebări, ceea ce m-a făcut să înțeleg că, nu știu, probabil în Germania există niște contracte fizice pe care le trimit la sediu, sunt înregistrate, deci cel puțin am avut niște discuții. Deci nu avem niciun formular, contractul e online încărcat, acolo dați click, acolo bifați că sunteți de acord și se stochează informațiile și pașii următori. Nu, hai să spun, pe Germania e la fel ca pe Italia. Unicul lucru era în Elveția, unde noi făceam tot pe hârtie, dar înscrierea o puteam face chiar din biroul nostru online. Nu știu în care țări. Momentan... Da, nu știu, că mi-a trimis cineva și tot îmi scria în germană, eu încercam să explic, am implicat oricum colegii, că el a trimis la birou din Elveția, că locuiește acolo, dar e cineva din Brașov, dar nu știu ce, dar a trimis, dar a ajuns, zic, nu înțeleg despre ce vorbiți, în fine. Doar în cazul în care primiți diverse întrebări sau v-ați confruntat sau știți ceva, nu, deci totul e online. Perfect. Asta e important să știți, da? În birou virtual, acolo, selectați, bifați și așa mai departe. Acum, comenzile, produsele sunt absolut aceleași, mai puțin nu avem lift sau uplift, acum cum se numește, o să-l avem foarte, foarte curând și nu avem booster-ul și nici nu o să-l avem din câte am înțeles. De ce, cum, știu că e un super produs, știu că e, nu pot să vă dau mai multe detalii, a fost o decizie la nivel global, am înțeles că probabil se va îmbunătăți ceva în formulă și până una alta nu avea sens să confuzăm clienții din România în ideea în care, exact și cu liftul, aceeași poveste, știți, da? Să nu intrăm câteva luni cu lift, după aia să-l schimbăm uplift, care de fapt oricum deja se numește uplift și... De asta o să intrăm cu upliftul, tot cu ambalaj pe care scrie uplift, în momentul în care o să fie disponibil. Dar sigur, anul ăsta cu upliftul, cu boosterul, nu am nicio informație, nu am de unde să vă dau mai multe detalii. Așa, toate prețurile produselor vor fi afișate pe site, evident, în momentul plasării comenzii. De asemenea, avem o listă de prețuri care va fi încărcată pe birou virtual, și o să puteți descărca și folosi și trimite clienților să folosiți. În același timp, știu că v-ați dori astăzi, nu pot să vă dau nimic astăzi, în mare este important să știți că toate produsele sunt în lei românești, toate volumele de puncte sunt în lei românești, dar sunt similare celor în euro, raportate doar la cursul valutar mediu calculat. Și cam asta e. Luni o să aveți toate aceste detalii. Încă un pic. Ok? Alina, știu că acolo mai investigat ea ceva, dar în mare sunt similare. Practic, se spune, pune întrebarea și să avem răspunsul, la care poți răspunde și la care nu. De exemplu, fetele întrebau PFA-ul, persoană fizică autorizată, de când se deschide... Ajungem și acolo. Le-am centralizat ca să mergem așa pas cu pas și ajungem imediat și acolo. Suntem foarte aproape. Da, am tot aici notat, tot ce mi-ai trimis. Foarte bine. Dar le-am centralizat și le-am pus într-o ordine, practic... Importantă. A pașilor. Da, voiam să termin cu materialele de marketing. Pe lângă faptul că le vom încărca în virtual office, în birou virtual, deci iarăși, în mare sunt toate lucrate, sunt toate traduse, cele cu care v-ați obișnuit să lucrați, am încercat să acoperim aproape tot.
și inclusiv noul plan de recompensare actualizat, cel de la început de an, cu toate acele videouri explicative, e-book-ul pe care o să puteți avea și descărca acolo. Și, de asemenea, materialele gen acele video infografice, trei video, știți, care prezintă compania, metoda noastră, modelul nostru de afacere, la fel o să le avem, o să avem meal planuri, deja nu vorbesc în toate limitele, ați înțeles, rețetele. Astea sunt încă în proces, dar o să le avem în curând. O să avem inclusiv, tot încă nu sunt finalizate, dar acele fișe de produse pe care probabil le cunoașteți. Și iarăși, pe măsură ce, nu vor fi toate odată încărcate, dar pe măsură ce sunt gata, o să fie adăugate și o să fiți informați. Iar mai mult decât atât, deja avem un grup creat pe Facebook, dar luni vom deschide accesul. O să vă dau eu link cum să-l găsiți, cum se numește, astfel încât să începem să putem adăuga partenerii români în acest grup. Evident, veți solicita să fiți acceptați și vor fi făcute verificările de rigoare în sistem ca să ne asigurăm că sunteți parteneri. Și acolo la fel o să avem, la fel cum e grup pentru Italia și alte țări, o să avem toate materialele acolo și o să actualizăm. Și acum să revenim la întrebarea ta, Alina, pentru că e un set aici de întrebări care au legătură cu acest subiect, cu parteneriatul în sine. În România, toate persoanele fizice care nu sunt angajate cu contract de muncă, trebuie să plătească state dacă au, trebuie să plătească niște taxe dacă au câștiguri. Da? Evident. Și dacă au o activitate comercială, ceea ce de fapt este o activitate, parteneriatul, evident că trebuie să fie înregistrate ca și persoane fizice autorizate, corect? Dacă ați auzit, dacă nu, ați aflat acum. Ideea este că, evident, că un partener nou-nouț, care abia s-a înregistrat, abia s-a înscris, încă nu are câștiguri din prima zi așa, peste noapte, noi nu solicităm, doar recomandăm, deci este la decizia voastră dacă vreți să o faceți din prima sau dacă oamenii vor din prima să fie PFA-uri sau nu. În schimb, deja când câștigurile devin semnificative, noi încă nu am stabilit clar care e, încă avem dezbateri dacă să facem după primele două niveluri sau după primele patru obligatorii, în ideea în care totuși încă avem dezbateri cu legal-ul. Ideea este că noi, ca și companie, nu avem niciun risc. Partenerii au risc. Pentru că dacă statul vede că partenerul are niște câștiguri și nu a plătit taxe, știți, e un risc. Iar dacă noi o să lăsăm doar la latitudinea partenerului, unii s-ar putea să nu facă asta niciodată și atunci o să aibă o problemă la un moment dat și ar putea să ajungă tot compania de vină că nu i-a sugerat să facă acest lucru și, iarăși, este mai sigur ca la un anumit moment să solicităm obligatoriu să ne trimiteți confirmarea copiilor actelor de înregistrare ca și PFA. Iarăși, o să revin în următoarele, hai nu zic câteva zile, da? O săptămână, două exact, cu detalii privind care va fi acest nivel în care este obligatoriu, dar nu este obligatoriu din prima, asta cu certitudine. Noi nu vrem să îndepărtăm oamenii, să-i speriem, că poate unii într-adevăr o percep că e, deși procedura în România este foarte simplă, se poate face și online și taxele sunt mult, mult mai mult favorabile, să spunem așa, decât multe alte țări europene. În cazul ăsta. Dar evident că dacă nu suntem prieteni cu cifrele și ne descurcăm să ținem contabilitatea simplă, trebuie să avem pe cineva, un contabil, care să se ocupe. Și atunci știu că avem și această întrebare. Am cercetat și am studiat ce se întâmplă în Italia, că mi s-au pus niște întrebări în comparație cu procedura din Italia.
Ideea este în felul următor. Da, am înțeles că există o companie de contabilitate la care majoritatea partenerilor apelează pentru ca să nu mai aibă bătăi de cap și ei se ocupă de tot, și inclusiv în relațiile cu JustPlus. În același timp, am înțeles că această procedură cumva a fost setată de lideri care au venit cu această inițiativă, au găsit și cumva, practic, toți partenerii deja din organizație la recomandarea liderilor, au apelat la aceeași companie de contabilitate. Pentru că JustPlus, iarăși, revenim la natura relației juridice, deci noi suntem parteneri, da? JustPlus are contract de parteneriat cu partenerii, pentru a exclude orice fel de asociere, că partenerul ar fi angajat sau ar fi într-o altă tip de relație, noi nu putem să vă ținem contabilitatea sau să angajăm o firmă de contabilitate care să țină contabilitatea partenerilor, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Pentru că asta și este, sunteți parteneri, aveți activitate independentă și dacă aveți nevoie de contabil, că iarăși am înțeles că se poate ține și de sine stătător această evidență contabilă, că este una foarte simplă, cheltuieli venituri, dar da, înțeleg că nu toate persoanele vor să-și bată capul și atunci, uite, Alina, de exemplu, care e liderul nostru, poate vine cu o idee și cu o soluție, că am înțeles că ea sigur se mută pe România cu contractul ei de partener și atunci poate, într-adevăr, instaurați și voi o procedură similară și ca să nu mai fie bătăi de cap pentru ceilalți parteneri, puteți toți să apelați, sigur o să facă și o ofertă destul de avantajoasă. Iar eu, din partea mea, sigur că pot să sprijin cu detalii și explicații mai multe pe lângă contractul de partener, dacă e nevoie, ca să înțeleagă natura serviciilor pe care le prestează un partener. Dar, de altfel, știm foarte bine că partenerul, de fapt, sprijină compania în a găsi clienți, da, găsește clienți, îi învață ce înseamnă produsele noastre, le explică care sunt oportunitățile de câștig și de afacere în JustPlus și evident că pentru ei, iarăși, în mod normal, compania vinde direct produsele, voi nu aveți vânzarea ca tare, voi aveți consultări, da? Voi aveți recomandări pentru persoane, da? Deci cumva se rezumă. Și nu pot să vă dau eu niște coduri Cayenne, chiar n-am cum să vi le dau. Da, pot să fac niște presupuneri, dar n-am cum eu să vi le zic. Deci e o chestie care trebuie cumva studiată separat și de consultat exact și de identificat. Eu pot să vă spun din punctul meu de vedere ce aș crede eu că s-ar potrivi, dar oricum aș vrea să luați separat și să studiați împreună cu contabilul să se potrivească exact cu ce prevede clasificatorul acesta Cayenne din România. O să revin la Alina cu sugestiile mele, da? Așa, din cunoștințele pe care le am, comparând informațiile din contractul de partener. Așa, stai așa să urmeze. Nu mai treabă nimeni de taxa de înregistrare, de administrare. Nu, taxa de înregistrare Am știți spus-o. Am spus-o. 200 de lei, da, taxa. Este 200 de lei și reînnoirea taxei 150 de lei. La fel știți că mai sunt niște taxe care se calculează în momentul calculilor, comisioanelor, acolo niște în funcție de nivel. De asta mi-e greu să le spun că în funcție de nivelele sunt diferite, la fel cum ca și în Italia, deci doar vor fi în lei, deci similare aproape. Da, procedura de schimbare a țării, că a fost așa o întrebare. Am studiat și acest aspect și acum suntem în proces, facem o procedură ca să fie totul scris și totul clar. Ce pot să vă spun încă, iarăși, nu este gata că, na, fiind noi mulți, e la diverse persoane, în dezbateri, în apropieri și așa mai departe. Cert este că, normal, românii sunt invitați, dacă doresc să-și schimbe țara, dacă sunt români, au carte de identitate, au domiciliu, că de fapt noi avem nevoie să avem dovada domiciliului în România, da? Că altfel vine un cetățean străin și ce se întâmplă? De ce își mută țara în România? Care este motivul?
dacă se stabilește și are rezidență permanentă în România, trebuie să ne dea o dovadă. Chiar dacă nu are cetățenie română, nu are buletin, nicio problemă, dar trebuie să ne dea o dovadă. Eu nu știu cum se numesc documentele astea, certificat de rezidență, nu știu, chiar nu știu, temporară sau ce are, dar cert este că nu, având rezidență într-un alt stat, nu poți să te muți în România. Nici n-ai cum să plătești taxe, pentru că și ANAF-ul la fel îți solicită niște, există niște proceduri, îți fac un cod de identificare fiscală, adică e o procedură complicată. Deci, noi, ca și companie, evident că vom avea nevoie de buletin de identitate, carte de identitate, sau, dacă nu ești cetățean român, o să avem nevoie de ceva care ne demonstrează că ai rezidență în România. Și atunci, în funcție de statut individual, vom studia și vom vedea exact ce act confirmativ are persoana. Iar în rest sunt chestii simple, un formular care trebuie completat, la care se atașează copiile de pe acte, se trimite la business development și la franchise support pe mail și respectiv se va face schimbarea și dacă o să fie nevoie de mai multe detalii o să fie solicitate. Dar o să punem asta tot într-o procedură scrisă ca să aibă toată lumea să știe. Am mai primit o întrebare legată dacă, de faptul, dacă funcționarii publici o să fie parteneri displas. Iarăși, noi nu suntem în măsură să spunem da sau nu, pentru că eu știu că ei au un statut, este o lege care reglementează statutul funcționarului public, dacă le permite legislația și poți să registreze un PFA și să aibă activități comerciale ca și persoane fizice autorizate. Din partea noastră nu e nicio restricție, deci asta ține pur de statutul lui și dacă îi permite statutul de funcționar public. Așa. Așa, ce mi-am mai notat eu? Alina, poate mi-a scăpat ceva? Să ne mai uităm. Imediat mă uit. Practic, mai erau întrebări dacă va fi doar card Visa sau Mastercard. Nu, va fi card bancar, Visa și Mastercard cu siguranță. Nu știu dacă noi mai avem și alte tipuri de carduri aici în Europa. Cam atât. American Express, chestii de-astea, dar, nu, dar card bancar, că e credit debit, nu cred că contează neapărat, dar să fie card. Se verifică și iarăși, IBAN-ul, evident, numele deținătorului cardului, CVV-ul când e solicitat, deci chestii standard. Știu că în Anglia sunt chestii diferite, detalii diferite solicitate, dar nu cred că e diferit față de ce se solicită în Italia, de exemplu. Am înțeles. Asta. Practic, întrebarea cea mai grea era dacă de pe 24 deja se pot face înscrieri cu comenzile, cu... Păi da, asta am și spus. A, încă un lucru, calificările în România. Tot de pe 24 să încep, nu? Deci înscriim... Da, fiți atenți, apropo, da, bună întrebare. Mi-am și notat, dar nu știu de ce n-am omis-o. Foarte important este faptul legat de calificări, volumele din luna februarie, pentru că practic va fi data de 25, se vor lua în calcul în martie, de start. Asta să știți, dacă vă bazați să faceți, să închideți niște calificări în februarie, nu. Nu vă bazați pe aceste volume, pentru că de asta am decis să fie în perioada asta lansarea, deschiderea, da? Pentru că există timp să mai reparăm, să mai ne asigurăm că funcționează totul și atunci volumele astea vor fi toate luate în calcul în luna martie. Și comisioane plătite pe baza lor la fel, deci nu vă bazați pe ele în februarie, da? Am înțeles. Practic, noi pentru a confirma calificările în luna martie ar trebui să sunăm la un birou, nu? Noi avem și noi biroul nostru în România. Era parcă un număr de telefon, nu? Este numărul de telefon, da. Dacă l-am notat, așa, nu mai spun o dată. Așa, imediat. Era în prezentare, dacă sunt așa. Dacă sunați din România direct 031,
630 42 64. Este un singur număr, dar centrala vă spune. Am apasă 1, apasă 2, apasă 3, dacă. Și dacă sunați în afară, plus 40. Am înțeles. Practic, Ioana a întrebat, deci se poate face și plata cu un card care are IBAN și BIC? Ce înseamnă un card cu IBAN și BIC? De ca să pun și o întrebare mai concret, ce? Pentru că cardurile sunt prin sistemul Visa, Mastercard, American Express, astea sunt cele... Transfer bancar. BIC-ul e o chestie separată, de asta vreau să întreb la ce vă referiți exact. Nu are legătură cu Visa, sau cel puțin din cunoștințele mele, Visa sau Mastercard. Practic, IBAN și BIC ar însemna transfer bancar, adică să-ți ia direct din bancă. Debitare directă, nu. Dacă e vorba de debitare directă, nu. Am înțeles. SEPA nu. Am înțeles, SEPA, exact. SEPA da. Nu, asta voiam să zic, SEPA nu, da, SEPA nu, nu e în România SEPA. Exact, vreau să mai întreb, punctele, eu văzusem ceva, faza cu ce vorbisem noi și atunci când am fost în București, mă interesau punctele care sunt la produse, alea le așteptăm luni, nu? Da, luni. Ok. Biletele pentru congres. Până la urmă, ați decis ceva când va fi congresul? Nu va fi în luna mai. Ole! Ca să stai tu liniștită. Dar încă căutăm locație. Și oricum, acum suntem cu toată nebunia lansării. O să anunțăm mai târziu că urmează să găsim locații, să definitivăm să tot, dar nu va fi în luna mai. Nu găsim locații, plus că vei să o alineați stilele într-un mod. Da. Eu chiar mă bucur că nu eram atunci. Pentru că în România se pare că trebuie cu un an înainte să faci rezervare unei locații. Da, că dacă e sâmbătă, duminică, toată lumea... Sâmbătă, da, dar va fi o zi de sâmbătă, evident, și... O să anunțăm. Până la următoarea convenție, nu știu ce, Malaga, martie, sigur o să fim pregătiți ca să facem mare tam-tam, zic eu. Am înțeles. M-ai întrebat cineva, erau chiar ultimele întrebări care ți le-am trimis, cum vor fi recunoașterile pentru cei din afară, dar sunt români? Bună întrebare, dar o să vă răspundem la ea. Acum încă nu era pe lista noastră de priorități, nu că nu e importantă, dar nu pentru 24. Și o să revin cu răspuns la această întrebare. Foarte pertinentă de altfel, pentru că evident că acum încă nu am reușit să ne structurăm toate procesele ca să ne gândim exact la aceste detalii, dar ea e foarte importantă pentru că după aia chiar va fi în topul listei cu priorități. Am înțeles. Practic, fetele mă întrebau dacă toate punctele care se fac de pe 24 februarie până pe 28-29 februarie se vor lua în calcul în luna martie, corect? Toate în martie, exact. Perfect. Păi Andreea mai întreabă, dacă ea e în Germania și sună la biroul din... Am văzut acum și eu citeam. Uite, o să întreb colegii mei, iarăși, bună întrebare. O să întreb, eu din câte cunosc, poate cu Italia și cu Spania, băieții noștri ar putea să ajute. Asta, iarăși, nu 100%, dar cu Germania, pentru că, iarăși, sunt anumite chestii specifice la... Dar eu zic că oricum, dacă sună și are o întrebare, merită să o pună, că se descurcă colegul din birou să întrebe dacă poate să răspundă. Răspunde, dacă nu, o să-i spună. Da? Dar eu o să verific, pentru că e o altă echipă și o să verific cu ei exact dacă pot să dea informații cu privire la Germania. Apropo de sunat, eu am mai înțeles ultima dată că avem 3 băieți în Londra și când suni, poți să ceri să vorbești direct în românește. Păi nu cer, ei îți răspund direct românește. Dacă sunt acest număr de telefon, începând cu data de 24 după amiază, o să-ți răspundă un robot în limba română ca să apeși niște butoane, după aia o să-ți răspundă colegii noștri din Londra care sunt români. Am înțeles. Exact. Deci, practic, comenzile se fac la fel cum facem noi acum. Dăm coșul sau...
eventual dacă avem cardul, cum facem pentru noi personal, deci la fel, nu se va schimba nimic. Nu. Am înțeles. Eu ce vreau să vă sugerez, să fiți prudenți și vă știți mai bine, dar e datoria mea să vă spun, pentru că știți că din luna mai 2018 au fost implementate regulile cu privire la noi reguli sau îmbunătățite sau un pic modificate, un pic mai restricționate cu privire la protecția datelor personale și aici chiar vă îndemn să fiți prudenți atunci când lucrați cu clienții și le solicitați aceste date. Voi oricum vă dați consimțământul și pe site că da, i-ați informat de ce, pentru ce și cum, dar e datoria mea să vă atenționez pentru că într-adevăr, e o problemă destul de importantă, actuală. Probabil că ați auzit, cel puțin în România, deja s-au dat foarte multe amenzi în ultimul an la companii mari. Nu vorbesc de voi, dar în general vorbesc, ca să știți că nu doar există acolo lege și nu se iau măsuri. Chiar se iau măsuri, inclusiv o bancă importantă a fost amendată, căci că nu a luat în serios și nu știu ce, și alte companii. Adică nu zic asta să vă sperie, doar să țineți cont că într-adevăr este important și dacă cineva se sesizează că na, i-a cerut cineva, dar nu i-a explicat pentru ce, cum și a folosit datele personale, știți. S-ar putea să se plângă la autoritățile respective și atunci nu este pentru nimeni un mare avantaj și beneficiu acest lucru. Adică să fiți prudenți dacă solicitați datele cardului, bancar, alte chestii, să fiți responsabili, eu știu că sunteți, dar să instruim corect și noi parteneri, da? Pentru că, totuși, sunt niște informații sensibile. Am înțeles. Eu întrebările cam terminase. Da, deci văd că mai vin aici pe chat. Da. Plata va fi în 4 rate? Tot da, exact la fel, identic. Încerc să înțeleg, Joe, cred că scrie, și cine este deschis în altă țară și bagă pachete din România, la fel nu este luat în considerare ca și volum. Practic nu, pentru că tot ce noi facem, toate comenzile ce noi le facem de pe 24 în poi, sunt considerate în luna martie, indiferent că ești în Germania, Franța, Austria. Da, absolut, nu contează țara, exact. Te iau în considerare, știu că și mie îmi convenea. Da, și da, există numere de telefon dedicate pentru fiecare țară și din acea țară, pentru ca să evităm costuri suplimentare. Deci, da, dacă treabă ceva număr special pentru UK, sigur este număr special pentru UK, dar nu e limba română, nu e același, deci nu. Dacă vreți să vorbiți cu agentul responsabil pentru România, trebuie să sunați anume la numărul de telefon pe care l-am anunțat și oricum care va fi peste tot și pe site-uri și pe materialele noastre acest număr. Dacă aveți nevoie de informații legate de altă țară, sigur că e preferabil să sunați la numărul de telefon pentru țara respectivă. Evident că puteți să întrebați, dacă tot ați sunat pentru o situație, puteți să întrebați dacă vă poate ajuta și cu alte situații legate de altă țară și dacă o să poată, o să poată, dacă nu o să vă îndrume să reveniți la alt număr de telefon. Am înțeles. Mai era o întrebare care era pusă, dar nu știu, cred că a fost lăsată imediat o zi. Hai să verificăm. Ce taxe acoperă firma Juice Plus? Da, bună întrebare, dar nu prea am înțeles la ce se referă întrebarea. Cred că se referă la momentul când noi am deschis întrebarea care ți-a făcut sunt și eu la București. Dă-mi mai multe detalii ca să înțeleg. Pentru... Practic se referă atunci când noi deschidem PFA-ul cu plătitori de TVA, dacă ni se dă TVA. Ah, ok. Da. Deci dacă e asta, să nu fie alta, deci iarăși ce taxe acoperă? Compania Juice Plus acoperă absolut toate taxele care trebuie să le acopere din punct de vedere legal, dar pentru parteneri, iarăși, în acest moment, hai să luăm așa, produsele și toate operațiunile pe România sunt gestionate de către The Juice Plus LTD, da? Compania cu sediu din Marea Britanie. În România va exista, încă nu există o sucursală, dar este doar pentru a avea angajați, adică eu și sper în curând, foarte
tare sper, nu știu cât de curând, dar să am și colegi aici, ca să ne plătească nouă salariile, că nu ne pot plăti din UK. Ne plătesc momentan, dar nu pe termen lung, așa, și atunci deschide sucursală, dar sucursala nu vinde produsele. Produsele și comisioanele, și produsele sunt vândute și comisioanele sunt plătite de către LTD. Da? The Juice Plus Company LTD în Marea Britanie. Iar, ținând cont de faptul că Marea Britanie până acum o lună, putem să spunem, era parte din Uniunea Europeană și încă nu s-au schimbat, din punct de vedere legislativ, toate lucrurile și anul ăsta vor rămâne multe în vigoare. Deci anul ăsta, până la final de an, sigur, TVA-ul, în cadrul țărilor care activează în cadrul Uniunii Europene, nu se plătește. Asta în ideea în care să vă explic, iarăși, nu vreau să intru în prea multe detalii, că nu sunt specialistul, eu înțeleg situația și problema, de asta încerc să vă explic așa pe înțeles, da? Dar poate nu este foarte corect fiscal vorbind, și dar trebuie să înțelegeți, dacă două societăți din România ar avea un parteneriat, evident că ar fi trebuit să fie plătit acest TVA. În schimb, dacă vorbim de două societăți, una fiind cu sediu în Marea Britanie, una fiind în România, au o relație între ele, pentru că există niște reglementări UE, nu se plătește TVA-ul și nici voi nu ar trebui să-l plătiți, pentru că așa sunt reglementările pentru activitățile intracomunitare, cum se numesc ei. În mod normal, contabilii care activează în domeniu și cunosc, sau dacă nu cunosc, știu unde să caute, o să înțeleagă cum să trateze problema. Deci, asta vă zic că cel puțin anul ăsta, sigur așa va fi. În ideea în care nu vi se aplică TVA și nu vi se plătește în plus TVA-ul vouă ca să-l plătiți vouă mai departe la stat, că nici voi n-ar fi trebuit să-l plătiți. Deci, primiți de la o societate care nu este rezidentă în România, este din altă țară UE. Am înțeles, nu că nu știam cum să-i fac întrebarea lui vara mea, că ea fiind contabilă, îl știe, dar eu mă duc la ea și zic, băi, știi, mi s-a spus că nu trebuie să plătesc TVA. Pentru că sunt niște reglementări legate de activitățile intracomunitare. Intracomunitar. Deci spune intracomunitar și ar trebui să știe unde să caute. Iarăși vă zic, nu sunt nici eu contabil ca să mă exprim în termenii ăștia, plus că, iarăși, în engleză, discutând și traducând în română, poate nu traduc exact, dar e vorba de activități comerciale intracomunitare, respectiv, de asta nu se aplică la comisioane TVA-ul. Am înțeles, am înțeles. Dar asta nu înseamnă că produsele noastre nu conțin TVA. Produsele noastre conțin TVA, pentru că asta e altă treabă. Noi suntem înregistrați cu cod TVA în România, că altfel n-am avea dreptul să comercializăm către consumatorii români. Nu, era doar ca să știu cum să-i pun întrebarea verișoarei mele. Că... Da. Să caute și să verifice legislația în vigoare cu privire la relațiile comerciale intracomunitare. Am înțeles. M-a întrebat Angelica, vrea să știe dacă există și în germană, vor mulți elvețieni să intre în program, dar nu știe ce să le trimit, adică business. Adică, noi aveam ceva. În germană, păi în germană există materialele pentru Germania, mare parte ele pot fi folosite, mai puțin faptul că noi avem în lei și planul nostru de recompensă, adică regulile sunt aceleași, doar că valorile și prețurile trebuie preluate din materialele noastre, din România. Am înțeles. Dar haideți să luăm altfel. În mod normal, cei care vor activa în România sunt români și care vor cumpăra produse și care vor deveni parteneri, în mod normal. Dacă vom avea acel, nu știu, 1-2%, sunt cazuri individuale și atunci vă dați seama, nu ar fi, ar fi fost așa nevoie să facem în toate limbile materialele pentru România, și în franceză, și în germană, și în italiană, și nu e posibil, din păcate, nu există atâtea resurse umane să se ocupe. Cu siguranță. De treaba asta. Dar dacă ei sunt români, sigur înțeleg limba română și atunci nu văd o problemă, indiferent unde locuiesc. Cu siguranță, dar eu cred că se referea mai mult pe partea germană, la cei din Germania. Da, dar nu înțeleg de ce ar avea ei nevoie, că ei nu pot oricum. Știți că un contract de partener spune foarte clar că nu puteți să cumpărați într-o țară ca să le vindeți în altă țară și multe alte chestii. Adică mă refer în general pentru a face export într-o țară, pentru compania de regulă de asta a setat procesul ca să
trimită comenzile direct la clienți, da? Sigur. Da. Întrebările au fost astea, nu mai avem, abia așteptăm luni, ora 5. Toată da, acum dacă o să fie 5-5 minute, să nu vă supărați foarte tare, asta am să o spun în ideea în care noi ne dorim să fie 5 fără 5. Sigur. Sigur. Nu, deci cum spuneam, exact cum spuneam, aveam dreptate, Angelica a întrebat pentru nemții. Deci, practic, ea fiind, cred că în Germania, ar fi vrut la anumite, de exemplu, e-book-ul în germană, dar asta nu-i problemă, că noi îl avem. Din germană, în alte limbi, îl avem, că era exact... Există, era... păi e-book-ul există și în Virtual Office există e-book-ul pentru fiecare țară, dacă intrați la țara respectivă. Da, doar, v-am zis, doar diferența va fi în valori și în prețuri și în comisioane care sunt exprimate. Acolo sunt în euro, la noi sunt în lei românești, doar atâta. Dar ca și conținut, ca și content, au fost foarte aliniate toate materialele acum, de asta practic este... absolut același plan de recompensare, ca și procente, ca și tot, da? Da, da, da. Absolut identic. Doar să țineți cont de valori. Normal. Cu siguranță și la noi în România va fi schimbul ăla valutar care noi îl folosim la Payline pe toate țările, cu siguranță. La Payline, iarăși, totul va fi deja în lei. Voi nu trebuie să folosiți niciun exchange rate, niciun... Deci asta, da. Spus în lei. Asta da, dar eu cu siguranță prima lună nu mă mut, că până nu deschid... Bun, asta da, temporar acum, da, până o să vezi, da, da, se aplică, se aplică, da, știu, înțeleg. Aștept martie pentru că oricum e ianuarie, februarie, martie până când se plătește TVA-ul în Italia. Din aprilie cu siguranță va fi ca să nu mai încep iar altă lună. Da, uite, ca să mai deschidem o paranteză și o să mai dăm o explicație. Italia, cei care sunt în Italia, da, încă o dată, fiți atenți. În Italia, societatea comercială este chiar italiană, Juice Plus. Pentru că Juice Plus... are în, mă rog, LTD-ul din Marea Britanie și are în Italia. Sunt societăți SRL, societate cu răspundere limitată, deci societate italiană. Iată de ce, când o societate italiană plătește unui alt partener care este tot persoană înregistrată în Italia, este obligat să plătească TVA-ul pentru că nu este o relație intracomunitară, este în cadrul unei țări și este altceva. Și atunci tu îl plătești mai departe și tu statului. De asta ți-l dă. Am înțeles. Asta pentru că poate unii ar putea să mai aibă întrebări, dar de ce eu dacă sunt în Italia primesc? Și... deci încă o dată să clarificăm asta. Bun atunci. Mai este o întrebare, o ultimă întrebare. Întreabă Georgiana, un partener român bagă pachete din altă țară în februarie. Vine punctat UP-ului din altă țară? Geo, hai că-ți deschid microfonul și pui întrebarea cu explicația că eu nu. Da, spuneți-mi și mie ce înseamnă UP. Sponsor. Upline, ok. Ok, să... Geo, ridică mâna. Te-am văzut, gata. Nu, înțeleg. Nu, deci încă o dată, toate volumele care sunt pe România vor fi calculate în martie. Dar hai să mai vedem, bate, nu înțeleg eu. Nu, mă speream... De exemplu, eu sunt partener român nou în România, am băgat un pachet din Germania, app-ul meu, sponsorul meu este din Italia, îi vin punctate pe luna februarie acel pachet sau tot în martie? Te referi la volumele punctate în Germania, ca în exemplu dat, nu în România. În Germania, dar codul deschis în România. Exact. Da, da. Eu cred că fiind vânzarea făcută în Germania ar trebui să fie luată în calcul, dar eu îmi notez întrebarea ca să mă asigur de acest, da? De asta nu luați răspunsul meu ca definitiv, pentru că tot ce știu este legat de vânzările produselor anume, dar verific ca să mă asigur, pentru că iarăși suntem foarte mulți. Da, logica ar fi, pentru că evident ea așteaptă luna martie, logica ar fi pentru ea să se puncteze în martie, dar pentru app-ul ei care, de exemplu, trebuie să facă o calificare... Da, da, înțeleg ce spui. Ar trebui să vreau să verific luna respectivă. Da, partener român, app în Italia, am înțeles. Și vânzare, nu contează, Italia sau Germania. Ok, notat.
Mulțumesc. Sigur. Dacă mai aveți întrebări, acum, deja avem 50 de minute de Zoom, nici nu mă așteptam să ajung eu așa de mult, credeam că repede se termină. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, la noi deja e 9, mai trimitem copiii la culcare. Da, oricum, sunt sigur că o să apară, o să încercăm să răspundem pe măsura ce veniți cu mai multe întrebări și să clarificăm, dar sunt sigură că o să fie super tare. Și abia așteptăm cu toții. Cu siguranță, toată lumea așteaptă. Noi momentan îți mulțumim că ai fost disponibilă. Data viitoare cu siguranță vei avea mai multe răspunsuri la întrebări, dar vom face un pic mai încolo și așteptăm să ne adaugi în grupul de parteneriat român. Da, neapărat și eu aștept cât mai multă lume marți, da? Potențiali clienți și parteneri. Cu siguranță. De marți. Da, cu siguranță, așteptăm. Seară bună tuturor! La revedere, noapte bună și seară bună! Cine încă mai are timp, noi direct mergem la culcare. Noi mai stăm, că noi avem de muncă. Da, eu vă las să muncim. Mulțumim frumos! Seară plăcută tuturor! Pa! La revedere!